Ordonanța militară cu numărul 10 vine cu noi reguli pentru persoanele în vârstă. Este vorba despre programul în care aceștia au voie să iasă din casă pentru a efectua deplasări de strictă necesitate. Astfel, cei trecuți de 65 de ani pot ieși din casă de astăzi între orele 7 și 11, dar și seara de la ora 19 până la ora 22. Au apărut noi reguli în ceea ce privește deplasarea efectuată de persoanele în vârstă, care până acum ieșeau în intervalul orar 11-13 și 20-21, iar de acum vor putea ieși în intervalul orar 7-11 și 19-22. Totodată, deplasările trebuie efectuate doar dacă sunt absolut necesare și nu pot fi amânate. Autoritățile fac însă precizarea că, indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani în afara locuinței sau gospodăriei este permisă strict pentru următoarele motive. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul sau locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi. Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă, etc., folosind mijloace de transport în comun, mijloace proprii de deplasare sau ale familiei sau, după caz, mijloace de transport sanitar special destinat. Deplasarea pentru realizarea de activități agricole, deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare. Noile reguli apărute în ordonanța cu numărul 10 au fost publicate în Monitorul Oficial, iar începând de astăzi, seniorii vor putea ieși afară din casă doar după noul program.